Șapte salariați ai Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj au fost surprinși de inspectorii ITM Gorj muncind la cabana directorului SGA Alexandru Buduran. Amenda aplicată de ITM Gorj a fost drastică, de 140.000 de lei. Buduran a anunțat că va contesta amenda primită. Directorul SGA Gorj a precizat că angajații prinși la muncă la cabana sa din Rânca se aflau în concediu de odihnă. A fost o chestiune așa probabil hazardată și a mea la finalul lucrărilor acolo. Colegii de comun acord, știind că am și eu o construcție în Rânca, s-au oferit să mă ajute la curățenie. Am considerat că nu e o chestiune atât de gravă și cuantificabilă încât să închei contract de muncă. Nu m-am gândit la chestia asta, dovadă că și cei de la ITM m-au amendat pe muncă la negru, deci nu s-a făcut nicio asociere cu unitatea, angajații erau în concediu în ziua respectivă, deci n-am prejudiciat cu nimic unitatea, nu știu de ce am devenit așa o țintă, se pare că încă nu s-a terminat campania sau continuă. Părerea mea că am nimerit cumva în jocuri mai mari decât mine, se asociază imaginea cu personaje politice, cu alte interese. Până la urmă consider că am fost o țintă pentru că controlul a fost un control cu dedicați. Buduran susține că în timpul controlului ar fi fost tratați cei prezenți ca niște infractori, în sensul că verificarea s-a făcut cu mascații. Eu am fost lider de sindicat și chiar am luptat împotriva astfel de abuzuri. Nu mi-aș fi putut permite să prejudicieze unitatea, să folosesc. A fost o chestie doar de ajutor la curățenie și nimic altceva. Se pot verifica toate, deja sunt acte în verificare. Mai departe, trageți dumneavoastră concluziile. Eu zic că sunt o țintă și o să încerc să contest în instanță amenda, pentru că se pare uriașe, cadrul legal permitea acordarea amenzii și cu avertisment. Controlul inopinat a fost efectuat de către inspectorii de muncă cu sprijinul plutonului de jandarm din Novaci.